Aceste imagini au fost filmate în 2013 la prima ediție a Vâltorii Mureșene. De atunci, festivalul a fost organizat în fiecare an, iar numărul în creștere a participanților i-a motivat pe organizatori ca an de an să îmbogățească programul evenimentului de 5 zile. Ediția din acest an este cu totul specială prin prisma împlinirii a 400 de ani de la declararea orașului Târgu Mureș oraș liber regesc. În această concepție încercăm să facem anul acesta programele. Vâltoarea Mureșeană o să aibă loc între 24 august și 28 august. Concerte mari o să vină Hooligans, formația LGT de la Budapesta și formația Bikini. Oferta muzicală va include și trupe locale care vor cânta în mai multe locații. Nu vor fi uitați copiii și familiile, fiind cunoscut deja faptul că în fiecare an programul Vâltorii Mureșene abundă de activități și evenimente dedicate acestora. Organizațiile civile care o să aibă o locație numai a lor vor putea și în acest an să organizeze diverse momente prin care vor avea posibilitatea să-și prezinte activitatea și rolul lor în viața târgu mureșeană. Dorim ca să apară în sfera târgului un program mult mai vivid, mult mai cu viață, interactiv, cu programe interactive prin care nu doar pliante sunt puse pe masă, ci fiecare activist sau fiecare asociație civilă își arată ce face în timpul anului, câte un program îi se va arăta într-un orar bine stabilit. În acest an, orașul vizitator va fi Kecskemet din Ungaria, care vine cu o delegație de 60 de persoane. Vor prezenta obiceiuri, tradiții, bogățiile orașului și, desigur, gastronomia specifică. Colțul gastronomic se va axa în acest an pe delicii din secolul al XVII-lea. Nu vor fi uitați nici cei care s-au obișnuit deja cu colțul de vinotecă, unde și de această dată vor fi prezente podgorii din România și Ungaria. Locațiile festivalului sunt încă incerte. Momentan nimic nu este sigur. Negociem sau, mai bine zis, încercăm să avem un dialog. Pe malul Mureșului sigur că putem să organizăm și anul acesta Vâltoarea Mureșeană, dar încercăm să putem să avem programe și în cetatea medievală din Târgu Mureș și în parcul municipal și în piața teatrului. Anul trecut, Vâltoarea Mureșeană s-a desfășurat în mai multe locații, printre care Malul Mureșului, Biblioteca Telechiboei, Curtea Cocoșului de Aur și piața de lângă Palatul Culturii. Organizatorii s-au gândit să facă mai atractiv programul și pentru români, fiind organizat în acest an un spațiu separat pentru momente teatrale bilingve, atât pentru familii române cât și mixte. Evenimentul din acest an va fi organizat între 24 și 28 august.